Bună ziua din nou la Cramatohani, eu sunt Loredana Mihai. Astăzi vom sta de vorbă cu Mihai și ne va prezenta un vin din gama fetească albă, un vin sec. Dar mai multe detalii ne va oferi Mihai la mulți ani pe anul acesta, pentru că nu ne-am văzut de un an. A trecut ceva? Da. Ce ne vei prezenta astăzi? Astăzi m-am gândit să vin să prezint un vin pe care l-am mai văzut în alte forme în trecut. Vorbim de vinul Valahorum, de soiu fetească albă și, după cum vedeți pe masă, am și pus din ultimii ani, acesta fiind cel mai nou lansat, 2023, recolta 2023. Destul de tinerel, doar ce a fost îmbuteriat, a fost cumva o surpriză să-l aduc astăzi. Aici avem, îl avem pe cel de anul trecut și pe aici îl avem pe cel de acum 2 ani. Haideți să le dăm la o parte un pic ca să putem să vorbim despre Valahorum, fetească albă 2023. Mai nou vedem și pe etichetele de vin că a început să apară QR-ul, am început să avem valoarea nutrițională sau mai exact numărul de kilocalorii în funcție de restul de zahăr și în funcție de soiul de vin. Haideți să vedem cum arată acest vin în pahar, cum arată acest vin din punct de vedere gustativ și să și povestim puțin despre soiul fetească albă, da. Un soi care mie îmi place în mod specific. De ce? Pentru că dintre fetești, știm bine, avem trei tipuri de fetești, fetească albă, fetească regală și fetească neagră. Acesta cumva este pe placul meu în zona vinurilor aromate. De ce? Eu știu, uitându-ne la majoritatea soiurilor românești sau majoritatea soiurilor de vin alb, mai bine zis, nu românești, știm că avem câteva soiuri aromate, printre care tămâioasă, printre care muscat, dar se vorbește parcă prea puțin despre această fetească albă. Wow. Care e specială, spui tu. Care e cumva specială, dar e specială în anumite regiuni. Știm foarte bine că fetească albă e crescută în foarte multe locuri și eu știu, poate că în anumite zone, cum ar fi și Dobrogea de altfel, fetească albă s-ar putea să fie un pic acidă, un pic cam acidă și, eu știu, nu foarte diferită de o fetească regală. În funcție și de producători, bineînțeles, de vinificatori, dar am întâlnit multe fetești albe care nu aveau, eu știu, această personalitate, acest gust fructat, aromele acestea fructate. E, dar am ajuns la fetească asta albă de Valahorum, care m-a impresionat și de asta și vorbim acum despre ea până la urmă. Avem câteva schimbări și din punct de vedere al sticlei. După cum vedeți, comparativ cu anul trecut, sticla nu mai e la fel de înaltă, am schimbat sticla. Știm despre ea că este îmbuteliată supernă de CO2, ca și cea de anul trecut. Spune că e mai practic aceasta. Mai practic, da, după cum vedem și în sticla aici, avem parcă niște urme de acidulație, parcă niște bule, un perlaj foarte fin așa, acesta din cauza îmbutelierii superna de CO2. Haideți să vedem și în gust cum se prezintă, în nas până la gust. Wow! Un miros foarte puternic, da. Plăcut, fructat, aromat. Mă duce cu gândul multe locuri, poate că zice că fagure de miere, flori. Foarte interesant. Are un gust puternic, aromat. Deși este un vin sec, destul de plăcut, da, de băut. O aciditate medie spre sus. Bine, o să vedem cum o să evolueze vinul în următoarele câteva luni. Mă aștept să fie în următoarele câteva luni chiar mai bun decât acum. Schimbă gustul, bineînțeles. Asta doar ce a fost îmbuteliat, știm cu toții, dar chiar și așa este absolut fantastic. De asta l-am și adus și de asta îl și punem atât în evidență. Da, e un soi care mie îmi place dintre fetești. Recomand fetească albă. Acesta, iarăși, când am început, am avut gama de preț. Dacă stăm să ne uităm un vin la 45 de lei, de calitatea asta foarte, foarte rar găsesc. Nu știu, mie, eu aș putea să vin să fiu un pic îndrăznesc să zic că o fetească albă la prețul ăsta, nu știu dacă am văzut vreun alt producător să scoată un vin atât de calitativ la banii ăștia. Deci calitate și preț. Calitate, bun, preț foarte bun, asta zic, accesibil, e sub 10 euro până la urmă. Și da, un vin absolut fantastic.
Le recomanzi să fie băut, spre exemplu, la cină sau cu ce mâncare sortată pe lângă? Eu știu, m-aș duce tot în zona de pește și nu numai, mă gândesc la pui acum, probabil că și o poftă la momentul ăsta. Mă gândesc la o salată de pui, da, cum sunt cele de la, eu știu, aceste food court-uri cu salate și așa, ceva light, rapid, un sos cu puțină lămâie, foarte interesant, ar merge perfect, adică eu îl văd băut la prânz. Un pahar, bineînțeles, nu mai mult, că după ne întoarcem la birouri și nu deci mai știu. Deci poate bea și ziua. La asta mă gândesc, adică e un vin destul de light, iarăși la alcoolemie ne uităm că dacă anul trecut am avut 13,1, anul ăsta deja avem 12. Un vin mult mai ușor, cumva clasificat la o alcoolemie medie spre scăzută, a spune. Da, să ne vedem la... La salad box. Să bem fetească. Să beau acest pahar și eu mă întorc la muncă. Este foarte bun vinul. Vi-l recomand. Și la cât mai multe fetești. Sigur. Până la urmă, un soi românesc despre care ar trebui să vorbim și despre pe care ar trebui să-l bem mult mai mult. Așa să fie. Anul acesta vă așteptăm să beți mai mult vin românesc.